de dimineață, te ajută să scapi de greață și crește moral. Bună dimineața, bună dimineața, ne aranjăm și noi microfoanele noastre, că restul probabil sunt aranjate de mult timp, dar nu le-am pus bine, îmi cer scuze. Ceva se întâmplă aici. V-ați pierdut abilitățile cu microfonul. Deja invitatul s-a introdus în emisiune vorbind despre abilități cu microfoane. Ceea ce trebuie să recunoaștem că este o calitate la un anumit moment. Bună dimineața, Liviu Harbuz. Bună dimineața, domnul Bărănescu. Haideți să recunoaștem cinstit că nu știm despre ce vorbim astăzi. Sau nu știm tema, că despre ce vorbim. Dar avem așa o paletă largă de subiecte încât n-am decis pe care punem accentul. Păi, mi-aduc aminte, eu un banc cu accentul, dar nu-l pot spune aici. Dar spun după emisiune. Păi, haideți să vedem. Mai avem guvern, nu mai avem guvern? Guvern avem și asta e foarte bine. Eu îmi doresc să avem guvern și cred că în momentul de față guvernul chiar trebuie să lucreze, pentru că avem probleme majore în țară. Uitați-vă, deja am depășit 2000 de cazuri pe zi, avem peste 400 de internați în ATI. Să nu uităm că la nivel național avem undeva la 800 și ceva de locuri în anestezie, terapie intensivă. Iar avem 32, dacă nu greșesc, de decedați în urma COVID. O avem pe doamna Șoșoacă, care a făcut un spectacol grotesc. Așa ceva nu mi-am putut închipui că se poate întâmpla. Să hărțuiești un doctor care își face datoria, să instigi... Vorbiți de episodul de la Iași, da, nu? Să știți că... Să nu toată lumea să uită unde apare doamna, da, Șoșoacă. Da, e și asta e foarte adevărat. Deci doamna Șoșoacă s-a dus într-un centru de vaccinare și practic a încercat să obstrucționeze procedura de vaccinare, instigând oamenii să nu se vaccineze. Eu am înțeles, ok, nu trebuie să fie obligatoriu să te vaccinezi. Dar lasă-i pe cei care au ales să se vaccineze, să se vaccineze. Nu poți, așa cum nu-i poți obliga să se vaccineze, nu poți obliga pe nimeni să nu se vaccineze. Știți care e problema? Eu spun altfel. Dacă un reporter de la un ziar se ducea acolo și făcea ce a făcut doamna Șoșoacă... Intra la pușcărie. Intra la pușcărie. Îl arestau pe loc. Pentru că e lege, vorbim de lege, de procedură, deci nu ai voie să faci așa, indiferent că ești senator. Ba chiar doamna doctorii s-a adresat cu doamna avocat, vă rog, senator. Bun, este lege, da? Abia arestat pe loc. De ce unii în această Românie guvernată se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că li se permite. Pentru că nu este aplicată legea. Păi înseamnă este o țară guvernată. Adică Colegiul Medicilor a făcut plângere la poliție în apărarea doamnei doctor respective. Dar uitați-vă ce se întâmplă peste tot în zona demnitarilor, în zona politicienilor. Ei nu realizează că fiecare declarație belicoasă duce la dispariția încrederii cetățenilor în ceea ce înseamnă autoritățile statului. Atunci când vor dori să implementeze alte măsuri, în alte domenii, niciodată nu vor mai fi credibili. Pentru că vorbim de predictibilitate, vorbim de stabilitate, de sustenabilitate. Sunt trei principii care ne guvernează astăzi în Europa și de care avem mare nevoie. Despre ce predictibilitate politică să mai vorbim astăzi? Despre stabilitate nici atât. După atâtea crize pe care le avem, ne trebuia și o criză politică. Dar eu în continuare spun că avem nevoie de guvernare. E foarte bine că guvernul probabil de astăzi, făcând câteva schimbări, după părerea mea de bun simț, pentru că nu poți fi și la putere și în opoziție,
Deși în România s-a practicat mereu politica. Deci, cum adică, să vă spun? Adică ești la putere, dar tu faci o alianță cu AUR, un partid pe care l-ai înjurat pe toate drumurile. Acum ești în alianță și dacă se poate și cu PSD-ul. Apropo de PSD, mie mi se pare că PSD-ul a avut cea mai rezonabilă atitudine și cred că este și legitim pentru ei să solicite ca, dacă va fi o moțiune de cenzură, aceea să fie a celui mai mare partid, a PSD-ului, singurul de altfel care poate depune moțiunea. Moțiunea astăzi va ajunge din nou să fie citită. Cu siguranță nu va fi cvorum în birourile permanente ale Camerei Deputaților și a Senatului. Deci ceea ce face domnul Orban împreună cu doamna Dragu, care e și la putere, care e și în opoziție, se pare că este neconstituțional, pentru că fără aprobarea birourilor permanente, fără votul în birourile permanente, care trebuie să aibă și cvorum, nu se poate citi moțiunea în plen. Bun. Se pare că este neconstituțional. Se pare că nu se poate. Problema e, doamna Șoșoacă a putut să facă, probabil se va citi chiar dacă este neconstituțional. Domnul Cât se spunea aseară pe undeva, pe, la una din televiziunile la care a fost, Digi24, da. Așa că n-are ce face dacă se va citi, își va urma cursul. Absolut. Își va urma cursul. Dar de câte știu, a sesizat Curtea Constituțională. Care Curte Constituțională? A cerut 7 zile pentru pe data de 15. Pe procedură, lista cu semnături. Da, probabil Curtea Constituțională e cu gândul că începe școala și nu-i grabă chiar atât de mare. Începe școala, trebuie să ducă și politicienii să-și ducă copiii la școală, să aibă grijă. Adică eu mă întreb cum vor merge politicienii să participe la deschiderea școlii. Ce le vor spune copiilor? Ce repere morale prezintă ei într-o astfel de situație? Vai, da, încercăm un exercițiu. Sau vor face politică și în fața elevilor. Să le spune, deci, nu știu, dați-mi un politician, nu știu care. Dați-mi un politician să încercăm și să punem... Nu vine în cap niciunul. Deci politicieni nu mai avem. M-a întrebat zilele trecute de pe un post de național de televiziune, bine, mai micuț, așa, ce părere am eu despre presa locală, în general. Și am răspuns, zic, excepțională. Cum adică excepțională? Avem foarte multe publicații, mulți oameni care scriu și puțină presă. Apropo de, dați-mi un nume de politician, avem foarte mulți care câștigă de pe urma politicii, avem mulți care își dau cu părerea despre politică, dar nu avem politicieni. Din păcate. Acum începe să devină, să revină în atenție ca un reper de politician vizionar, domnul Liviu Dragnea. Da, cred că glumiți. Nu glumesc, dar am văzut lorile de poziție. Deci, cum să vă spun? Eu nu glumesc deloc. Bun, are dreptul la o anumită poziție și... Dar eu nu spun că nu are dreptul. Eu spun că ideile lui... Are dreptul la exprimare, ideile lui pot fi preluate conjunctural acum, dar nu cred că Liviu Dragnea mai are vreun viitor în politică. Dacă va avea un viitor activ în politică, înseamnă că n-am învățat nimic, înseamnă că... Noi suntem vinovați. Toată lumea e vinovată pentru ceea ce domnul Arbuz, acum 3 săptămâni dumneavoastră v-ați fi închipuit că pe aceeași listă cu semnături vor apărea oameni precum Drulă și cu Simion? Drulă de la USR Plus și Simion de la AUR. Adică este contra naturii. Este contra naturii. Atunci înțelegem că vinovați sunt cei de la AUR, că ei merg pe normalitate. Ăștia merg și contra naturii câteodată. Nu. Nu merg nici ei pe realitate, cei de AUR. Și nu, eu mă refeream la contra naturii. N-aș vrea să dezvolt subiect. Vă rog, putem dacă doriți. Dar tocmai acum CNA-ul a dat o decizie. Cer scuze, nu pot. Trăim într-o țară de nebuni. Cei de la CNA au dat un comunicat de presă. Că băi, până acum a fost cum a fost, dar de acum ăștia care faceți emisiuni și aveți elemente video pe presa online, aveți grijă că intrați la noi. Și va veni prea cuviosul Hergeu, dar așa dacă mai este pe acolo. Deci prea cuviosul. Nu mai este. Vai! S-o fie eliberat un loc la Petru Vodă pentru el.
Preacuviosul Hergeu sau preacuvioasa, cine e acum șef acolo, să spună că bă, ăștia din online mâncava ar mama. Ia veniți voi și vă licențiați la mine. Nu mă lănesc. De ce l-am omorât pe Ceaușescu? Pentru că aveam cenzură, pentru că ne pierdeam libertățile individuale. Acum, dacă îmi permiteți părerea mea, l-au omorât pe Ceaușescu pentru putere. Că nu mai aveam energie electrică și nu mai aveam lumină în casă, că nu mai aveam căldură, că nu mai aveam mâncare. Acum o să avem mâncare, dar nu o să avem bani să o cumpărăm la prețurile la care o să apară în curând. Și în curând nu se știe dacă mai avem mâncare. Încă la noi va mai fi, probabil. România încă va mai fi. Bine că nu le-a ieșit unora să interzic creșterea animalelor în gospodării, pentru că eu mereu am spus, creșterea în gospodării este o agricultură de subzistență cu care România a supraviețuit și în război și în perioada comunistă. Deci este un sprijin economic suficient și obligatoriu pentru ceea ce înseamnă România. Dacă îmi permiteți, eu întotdeauna am spus că politicienii erau supărați pe creșterea porcilor din motive de concurență, adică nu din alte motive. Adică da, de ce să crească țăranii porci când pot să aibă deja totul la televizor? Adică nu e o problemă asta. Da, haideți să... Dar trebuie să recunoaștem în același timp și să constatăm că toate lucrurile astea se întâmplă în întreaga Europa, în întreaga lume, nu sunt doar problemele noastre. M-am consolat. Nu, dar asta este. Din păcate, noi nu suntem pregătiți niciodată să întâmpinăm astfel de crize, pentru că suntem preocupați de cu totul alte activități politico-ideologice. Tot vorbim de ideologie în România, despre ce ideologie mai vorbim? Despre cea liberală, despre cea socială, cea care se referă la politice social-democrate, au ajuns să fie în mod fățiș niște politici populiste în care hai să mai dăm, că ia-ți la guvernare și dacă rămân fără bani nu e problema noastră, hai să dăm și acolo, și acolo, și acolo. Mă uitam și la Piatra Neamț, o hotărâre de Consiliul Local, în care le dăm un sprijin femeilor gravide, ceea ce mi se pare extraordinar. Le dăm un sprijin mamelor și noilor născuți pentru casă, ca să aibă o cameră. Exact. Am înțeles, pe procedură. Cu toți consilierii. Dar într-un mod inechitabil, într-un context în care astfel de situații se legiferează la nivel național, nu poți să faci discriminare, adică trebuie să aibă certificat de naștere de la Spitalul Piatra Neamț, dacă naște la Roma sau la Iași, nu mai primește bani. Deci nu ai voie să faci astfel de acte normative. Este împotriva Constituției, împotriva drepturilor omului. Dar acum noi să vedem dacă... Acum vor să facă, va fi o propunere să dăm sprijin pentru energie. Asta este treaba guvernului, care deja o și face, pentru că asta era singura soluție. Nu, singura soluție e ca guvernanții de acum câțiva ani și până acum să ducă o politică energetică în folosul României și al poporului român. Dar nici în lume nu se întâmplă asta. Întotdeauna politica energetică este în folosul companiilor. Și am venit acasă, ca să spun așa. Mesagerul de Neamț are pe prima pagină, materialul de deschidere, fracturare și facturare energetică, evident, în România. În care se încearcă o demonstrație, eu zic că se și reușește, a faptului că niște oameni care se numesc miniștri, prim-miniștri, președinți, negociatori pe vremuri, și-au bătut joc de țara asta și au stat cu capul în pământ și au, sau mă rog, aproape de pământ, depinde nu știu cum să teau ceilalți, să teau cu fața sau cu spatele la ei. Mie mi se pare că și-au negociat prost. În condițiile actuale, exceptând perioada despre care vorbiți, pentru că vă referiți cu siguranță la certificatele verzi, și la ceea ce s-a negociat la Bruxelles, dar ca de obicei nu a constituit o prioritate la vremea respectivă pentru România, astăzi eu cred că astea sunt singurele măsuri care se pot lua.
subvenționarea costurilor pe energie și pe gaze, desigur, un sistem de monitorizare a acestor mari companii, deși am să vă spun ceva, când o companie, n-aș vrea să dau nume, multinațională, primește o amendă, nu mai pot ei de amendă, trec mai departe. Doar e fix în 14. Da, și gândiți-vă... Pentru CNA a fost asta. Dacă... Nu cred că sunteți încă în incidența în CNA. Da, dar pot să-mi exprim. Eu îmi exprim respectul pentru ei. Îmi pare de rău că nu pot să-mi exprim în totalitate. Noastră de a fi... de a aborda orice subiect, pentru că suntem în online și încă nu putem fi cenzurați. Online-ul a cenzurat doar pe Trump, sper să nu ajungem la nivelul ăsta. Am înțeles. Deci, apropo, revenim, guvernul spune că ne dă niște ajutoare. Am avut curiozitatea să citesc respectivul act normativ și mie mi se pare așa, undeva la limita dintre un nou jaf și o nouă inconștiență. În condițiile în care noi încă nu știm ce facturi ne vor veni. Și dacă mai vin și băieții ăștia cu facturile alea, cum să le numim, estimative. Da, preț estimat, păi, da. Cine simțire este asta să vii tu, îmi mărești prețul și vii la mine și îmi faci o estimare pe baza unui consum prezumat de tine și eu să-ți plătesc în avans. Și îmi folosești banii, eu îți plătesc în avans și tu îmi folosești și guvernul banii. Acceptă lucrul ăsta. Asta s-a reglementat la Bruxelles. Da, și asta. Și asta s-a reglementat la Bruxelles? Da, da. Eu nu cred. Ba da, ăia ori fi ei cum sunt, dar chiar atât de... nesimțiți, nu sunt bruselezi. Acest sistem este folosit în toată lumea. Da, dar este cu acordul tacit al autorităților locale, care în loc să ia pe aia de urechi și să zic, bă băieți, ce am discutat noi la privatizare? Hai să uităm aici. Cât trebuia să investiți în schimbarea rețelelor? A contoarelor, în modernizare, cât ați avut aici? Atâția bani, cât ați investit? 15%. Mă băieți, hai pa! Da, aici intervine și partea de rețea de distribuire, adică distribuitorul, adică jocurile să... Eu am înțeles. Problema este... Vii tu și îmi spui mie acum, tovarășul acela de la Consiliul Concurenței, că îmi scapă numele, Chirițoia, are așa o figură de mic șerp, nu șarpe, șerpuleț cu ochelari, sau șerpuț cu ochelari, nu știu cum e, care e. A fost foarte eficient în ultima perioadă. Da, deci este extrem de eficient. Au fost foarte multe amenzi. Da, și cum spuneați dumneavoastră înainte? Cum spuneați dumneavoastră înainte? Că nu le pasă de amenzi. Ați văzut? Și acest șerpuț... E atât de ușor să arătăm cu degetul. Dar nu arăt cu degetul care trebuie. Nu arăt cu degetul care trebuie. Știți ce mi-a spus domnul ăsta? Zilele ieri, alaltă ieri. A spus-o, de, eu mă uit la televizor și ca și cum aș fi acolo cu el. Sau citesc G4 Media și Hot News și sunt fix în miezul evenimentelor progresiste din România. Și citesc și spune așa. Măi români, noi de la Oficiul Concurenței vă dăm un sfat. Obișnuiți-vă să trăiți cu facturi mari. Da, dar tu te-ai dus, nesimțitule. Pentru că de la 1 ianuarie facturile... Tu, nesimțitule, ți-ai făcut treaba. Tu, nesimțitule, care urmărești privatizările, ți-ai făcut treaba să vezi dacă s-a investit, că o rețea modernă înseamnă o rețea mai eficientă și mai fără pierderi. Tu, nesimțitule, hoțule și incompetentule, care ai răspuns în guvern de lucrurile astea, ți-ai făcut treaba ca să vii să îmi spui mie să accept facturi mărite? Care este șmecheria aici? Este incompetență, prostie, nu cred că aici la șmecherii. Nu, că dacă ar fi prostie, n-ar incompetență fi, n-ar fi și bani. Și interes. Și tu vii acum și ne spui nouă, bă, uite care e treaba, voi plătiți, bă. A, nu puteți plăti, vă dăm noi cât? Și păi ne socotim așa 270 de lei. La ce facturi? Ce înseamnă 270 de lei
la cineva care stă la o casă și s-a trezit brusc o factură de 7 milioane care nu este prezumată. Bun, până acum, din ce am văzut, au fost câteva facturi cu niște sume fabuloase, dar au fost greșeli de citire. De ce? Asta e o chestie care... Ați auzit de vreo greșeală în minus? Nu, nu există așa ceva. Deci, dați-mi un exemplu. Da. Să-i văd și eu pe băieții ăia că au greșit odată în minus. Vin ei și spun, bă, uite care-i treaba, știți? Și eu am primit o factură de peste 8.000 de lei și m-am dus... Da, aveți consum. Nu, n-aveam consum, chiar nu locuiam, chiar am la Piatra Neamț, nu locuiam în București. Am contestat acea factură, s-a recalculat și acum i-am, bineînțeles că nu mi-au dat niciun bani înapoi. Deci i-ați plătit? Da, eu i-am plătit, da. Și creditez distribuitorul de energie electrică. Adică... Nu, acum revenind, apropo de guvernare și de asta, nu poți tu să-mi spui mie acum, să vii așa, să spui, domne, asta e un dat. Plătiți. Nimeni nu spune că e un dat, dar este o conjunctură în care nu avem spațiu de manevră noi ca țară, pentru că știți cum e, domn Bălănescu, fără nicio supărare, n-am vrut noi să intrăm în Uniunea Europeană. Asta este un argument care, cum să vă spun eu, am intrat în Uniunea Europeană și acum spunem, da, vrem, dar vrem cu regulile noastre, nu cu regulile de acolo. Din păcate, spre asta merge omenirea. Desigur că clasa politică din România, politicienii ar trebui să prevadă aceste lucruri, să facă tot felul de simulări și să încerce să protejeze cât mai mult populația care și așa e pauperizată dintr-o mie de motive în această perioadă. Eu cred că cei în vârstă de la țară nu le vor ajunge banii pe care îi primesc de la cei care lucrează în străinătate, să-și plătească utilități în această. Aici intervine obligația statului de a le oferi sprijin, susținere financiară pentru a compensa diferențele de prețuri. Asta este obligatoriu. Eu aștept să văd primele evacuări și primele procese. Vor fi multe, vă spun eu, vor fi multe cu cei care ne dau utilități, pentru că lumea spune, crește curentul, crește gazul. Spunea cineva de la voi, crește curentul, gazul. Dăm noi niște... Stați să vedeți când vine criza apei ceva. Păi da, asta e problema. Acolo ce facem? Dă și acolo compensare? Îmi dă și acolo compensare? Îmi dă compensare la motorină? Toate firmele... Facem abstracție de pandemie acum. Cât vor crește facturile pe care le vor plăti firmele pentru utilități? Firmele, dar eu mă gândesc la firmele care după aia au impact în economie. Gândiți-vă pe procesarea alimente, cum vor crește și astfel prețul alimente va crește foarte tare. Dar în același timp, eu pot să vă dau un exemplu din Austria, acolo unde am locuit eu, în perioada crizei pandemice, au primit sprijin și cei care sunt model Horeca, dar au primit sprijin și furnizorii de energie tocmai pentru a le compensa consumatorilor. Da, acum eu aș zice așa, având în vedere situația din România, primul lucru pe care ar trebui să dăm un sprijin intermediarilor din energie ca să compenseze profiturile care le au cu pierderile românilor. Adică să nu mai dăm la consumatorul final, să dăm la intermediar să-l ajutăm. Ca să compenseze cumva paguba românilor, că acolo știm sigur că se capitalizează banii ăștia. Eu rămân la părerea că este o mare nesimțire și că ar trebui guvernul să facă pe față, cu toate riscurile posibile, să prezinte românilor frumos, așa cum se duc în fiecare seară pe la toate televiziunile să spună cât de cinstiți, buni și ce măsuri bune iau, să vină să spună așa, privatizarea rețelelor electrice. Cu cine s-a făcut? Cine este acum? Cum a aprobat Consiliul Concurenței vânzarea de la unul la altul dacă ăla nu și-a îndeplinit contractul și condițiile din contractul de privatizare? Cine era atunci? Tot domnul Chirițescu. Hai pa! Bun, aveți modele, aveți exemple? Vai de bine. Dar nu trebuie exemple. Nu trebuie decât să luăm privatizările și să le discutăm. Păi asta spun. Le luăm. Dacă doriți, fiecare... le luăm și facem... Și facem ce facem? Facem discuții. Discuții pe curentul nostru. Mărit.
Pe curentul dumneavoastră. Și nu mai îmi spuneți că nu arăt cu degetul, să nu arătăm cu degetul, v-am spus. Eu nu arăt când vorbesc subiectul ăsta cu degetul corect. Asta este marea problemă. Deci pentru cei care au făcut toate lucrurile astea. Dar să revenim la draga noastră situație politică. Deci, avem așa, poate nu înțeleg eu bine, o moțiune depusă de USR Plus cu AUR, da, la care ar trebui să vină Ciuma Roșie să o voteze. Să voteze, da, care deci, a zis că nu va vota. Deci, avem așa, progresiști, neolegionari și neofasciști și socialdemocrați, care vor vota pentru a cădea un guvern de centru-dreapta. Dar, de fapt, nu guvernul, ci să cadă doar primul ministru, guvernul în ținea lui ar fi bun, și după ce se termină salata asta... Aberație, că dacă pleacă primul ministru, cei așa, care rămân vor face alte politici. Așa, în salata asta, nici nu știu de care să-i spun, așa, după aceea urmează, cade guvernul, da, și după aceea ce facem? Facem un nou guvern cu cei pe care i-am dat jos, cu cei care au semnat cu neofasciștii și cu Ciuma Roșie. Nu vor face guvern. Ba nu vor veni. Nu au și spus că nu vor face. Dar ce vor face? Îi vor folosi și ei trebuie să se întoarcă la putere. Adică de aici eu am tras concluzia că PSD-ul are mare dreptate. Deci, adică ne folosiți pe noi ca să dați un guvern jos ca să vă întoarceți cu același guvern. Deci, despre ce vorbim aici? Despre asta vorbim. Despre imaturitate politică și despre, părerea mea, lucrurile au ajuns mult, mult prea departe. Adică o asemenea situație n-a mai fost întâlnită în România. Dar cum noi în fiecare mandat mai găsim o soluție de a ataca legea fundamentală, de a fi neconstituționali, vedeți, noi cred că ar trebui să modificăm Constituția în fiecare an. La ce probleme ridică procedurile, clasa politică, procedurile parlamentare. Adică se invocă mereu Constituția, dar de fapt se încalcă Constituția. Păi cam asta cred că este marea problemă. Și revenim la statul român, care se face că nu vede sau vede numai ce-i trebuie, ce trebuie în anumite momente. Uite, suntem aici și putem saluta o lovitură năprasnică dată corupției, domnul, cum îl cheamă, Iordache, dacă nu mă înșel, da. Da? A fost condamnat la 11 ani și ceva de pușcărie, da? Dublându-i se pedeapsa din prima instanță. Ghinionul lui, probabil, părerea mea este că ghinionul lui că s-a judecat înainte de Congresul PNL. Având în vedere relația recunoscută de prietenia lui cu unul dintre cei doi candidați la Congresul PNL. Nu cred că Nelu Iordache a fost judecat. Eu nu spun că este un înger. Dar de ce? Puțin. Adică Nelu Iordache are acest proces de peste 11 ani. Deci de când? De 11 ani. 11 ani. Deci este un termen rezonabil să-l finalizez exact acum. Bănuiesc că toți prietenii lui domnului Ludovic Orban... Nu putem induce în opinia publică... Dar eu nu induc, eu constat. Nu, astfel de lucruri, pentru că deja exagerăm. Adică ce spuneți dumneavoastră înseamnă că justiția judecă în funcție de mișcările politice. Doamne ferește. În România. Păi Doamne ferește. Asta reiese. Referendum azi, a doua zi, sau nu referendum, alegeri, ceva alegeri, a doua zi, Liviu Dragnea. Deci azi a fost scrutinul, a doua zi a fost reținerea. Bun, de aici tragem concluzia că toți sunt nevinovați. Și că nu e bine că merg la pușcărie și să-i lăsăm să pună în continuare. E foarte bine așa. Ei sunt victimele unui sistem de relații politice. Am spus eu asta vreodată. Eu constat doar niște lucruri. Eu mă întreb, în 11 ani nu se putea încheia un proces de cât taman cu două săptămâni înainte de alegerile din PNL? Întotdeauna, dacă ne raportăm la ceva, o să constatăm că are legătură cu o mișcare, cu un fenomen. Și atunci, știți ce mă sperie? Compromitem tot. Deci nimic nu e bun. Bun. Haideți să vedem ce e bun. Justiția îi condamnă pe nevinovați. Nu, Doamne ferește. Dacă eu n-am spus că Dragnea e nevinovat. Nu sunt în stare niciun guvern
să guverneze România. Haideți să ne sinucidăm ca o sectă în grup. Bun, atunci cum ar trebui să văd eu lucrurile? Nu, ar trebui să încercăm să identificăm soluții, să propunem soluții. Exact ceea ce n-au făcut în negocieri USR-ul și cu PNL-ul. Adică acolo este o dovadă de lipsă de dialog și de identificarea unor soluții. Nu au voie să facă asta în mod public. Și mai ales astea să fie corelate și cu mecanismul de alegeri interne în fiecare partid. Pentru că ambele partide sunt grevate de această competiție internă. Așa este, dar băieții ăștia nu s-au gândit așa un pic în momentul în care ei, facem alegeri interne, ok, facem alegeri interne. Hai vrei să ne gândim, avem o țară de guvernat. Avem o țară de guvernat, avem probleme. Mai când venea aseară să plâng, îmi dădeam seama în ce țară trăim. Avem probleme cu aia, spunea domnul prim-ministru. Domnule, eu da, avem probleme avem majore. Cu aia. Mă gândeam, n-am avut și aceste probleme în momentul în care au discutat în guvern și nu s-au înțeles? Ba da. Păi... A ieșit domnul Kelemen, cred că Kelemen, nu și el e în guvern, da? Da, e viceprim-ministru. Și a spus aseară, parcă. Domnule, zice, știți care e povestea? Povestea este în felul următor. Noi am venit cu programul Angel Salini. Noi, adică UDMR-ul. Noi am venit, pentru că sunt comunități care n-au voie, n-au așa. Și ni s-a pus în față următoarea alternativă. Votăm Angel Salini, deci nu mai era problemă că se fură, că nu se fură. Că nu... A, zice, am acceptat și amendamentele celor de la USR. Bine, atunci au zis, votăm, dar cu condiția să acceptați modificările la secția aceea specială, așa cum vrem noi. Cum sună asta? Negociere sau șantaj? Da, astea sunt negocieri. Eu n-am văzut UDMR-ul să se ridice de la masă și să plece să mai negocieze. Păi nu spune, uite că cei de la USR s-au plecat proști. Eu n-am sus că sunt proști. Ei au zis că sunt proști dacă ei, au plecat. Ei au plecat și au zis că rămân și că vor înapoi. Au plecat și au aruncat în aer tot. Pentru că fără dialog nu poți face nimic. Iar apropo de SIJ, de secția specială, vorbim despre faptul că ea a fost trecută prin guvern, a ajuns în Camera Deputaților, dar acolo lucrurile au fost amânate mereu și ea nu a intrat pe ordinea de zi. Fiind o prioritate, o promisiune electorală a ambelor partide. Deci nu putem lega partea de secția specială și de Programul Național de Dezvoltare Locală. Adică, dar să compromiți și să spui că PNDL-ul este o hoție de 50 de miliarde, păi atunci nu mai facem nimic. Pentru că plecăm de la prezumția de vinovăție și orice program național e o hoție. Că e pentru primari, până la urmă nu e pentru primari. Dacă suntem mai atenți, e pentru fiecare comunitate în parte. Ce aș cere eu, de exemplu, acum primarilor, le-aș cere să-mi vină cu proiectele pe masă pe care ei le propun în PNDL, le propun spre finanțare. Ca lucrurile să fie transparente și convingătoare. Dar în momentul de față, să spunem, ăla se fură, aia se fură, n-avem nicio șansă acolo, o să intrăm în depresie toți și o să ne sinucidem. Pentru că până la urmă, clasa asta politică este reprezentativă pentru popor. Poporul i-a ales pe cei de la USR, poporul i-a ales pe cei de la AUR, poporul i-a ales pe cei de la PNL, poporul i-a ales pe cei de la PSD. Poporul să plătească. Păi, nu i-am trimis eu sau nu o persoană așa în mod arbitrar a trimis niște oameni în Parlament. Au fost aleși. Bun, eu ce să zic, aș identifica niște soluții, dar din păcate... Ar fi minunat. Din păcate... Soluțiile astea niciun caz să rămână în țara neguvernată. Ar fi considerate retrograde. Și s-ar putea, să, odată ce le propun, să mă trezesc în situația în care să se oripileze niște ONG-uri, să spună, domnule, nu se poate așa ceva. Nu. Este un fel de perpetuum mobile în care ne învârtim. Cineva face o prostie... Care se învârte întreaga lume, iar noi, dacă nu suntem atenți la interesele noastre, naționale, de țară,
vom fi victima sigură. Pentru asta ne trebuie politicieni. Pentru asta ne trebuie leadership. Așa este. Iar criza de leadership... Se vede. Se vede, deși ați văzut că Dacian Cioloș l-a preferat pe Macron decât pe președintele Iohannis. Dacian Cioloș. Dacian Cioloș, acel domn care... A fost prim-ministru. Care a fost prim-ministru, care a făcut un PNDL pe care acum îl înjură și care, normal, fiind în Renew Europe, în marea familie europeană în jurul lui Macron, e ușor de acolo să ne spună că e bine sau e rău sau hai să spargem guvernul României. În toate astea au efect direct asupra liniștii, prosperității românilor. În Neamț, aici, stăm și privim așa la București cu speranță că poate, cine știe, ne va fi și nouă mai bine. Dumneavoastră mai știți ceva despre marile proiecte din Neamț? Despre care tot vorbeam în campania electorală? Despre care? Centura de ocolitare a municipiului Piatra Neamț. O făceau toți. Nu chiar toți. Mai puțin dumneavoastră. Și am spus că asta e o poveste cu deci, centura. Centura ocolitoare a orașului Piatra Neamț, am văzut și scheme. Dar, în același timp, se pornește drumul expres Bacău-Piatra Neamț. Ați văzut că deja există o centură ocolitare, e adevărat, a Bacăului, de care beneficiem și noi de la Bacău la Piatra. S-a făcut drumul de la izvorul muntelui la Durău. Cred că s-a finalizat. Da, da. Drumul italienilor sau... Acolo se mai lucrează un pic, dar lucrează, oricum se face legătura spre Suceava. Exact. Adică se întâmplă lucruri, nu e chiar în aer județul Neamț. În sfârșit se face strada Izvoare, despre care prietenii plâng de ani de zile. Am înțeles că o face Consiliul Județean, nu? O fac în colaborare cu Consiliul. Și cei de la Primăria Piatra Neamț dau anunțuri, normal că trebuie să dai, să anunțe că se fac lucrări de reparații pe strada fermelor. Ce am spus? Izvoare. A, nu. Strada Fermelor, fermelor. Pe strada Fermelor. O să avem în curând 6 stații de încărcare electrică, pentru că mă uitam azi dimineață pe statistică, 45% dintre români își doresc mașini electrice sau hibrid, mai ales în criza combustibilor fosili care ne paște. Deci lucruri se întâmplă. 95% dintre șoferi își doresc benzină și motorină accesibilă. Asta... Ce înseamnă benzină? Domnul Bălănescu, ăsta e prețul la nivelul Europei. Nu sunt prețurile mai mari la noi decât la alții. Credeți-vă. Sunt mai mici în Statele Unite. Da, e adevărat. Dar nu ne comparăm, pentru că noi nu ducem război în Golf. Sau ducem război la altora. Le-am dus pe ale altora. Exact. Pe ale altora. De ce în Golf? Pentru că este un banc celebru. În Golf se întâmplă multe lucruri. Da. Am văzut acum și țin să vă felicit pentru previziunile dumneavoastră în timp că cei de la Consiliul Județean, îmi pare rău, mie mi-a căzut total netul aici și nu pot să intru ca să ia să vedem pe telefon dacă reușesc. Mi-e foarte greu fără internet. Am văzut că cei de la Consiliul Județean au lansat cu data de 7 septembrie procedura de achiziții pentru studiu de prefezabilitate și, mă rog, nu știu ce tehnic pe acolo, pentru proiectul acela, eu zic, e un fel de marotă, Ținutului Creangă, de la Târgu Neamț, pe 60 de hectare. Prețul e mic, 3.440.097 de lei și fix 18 bănuți, studiul de prefezabilitate. Ce mi-a atras atenția? Că în cadrul acestui complex avem și un parc de distracție tip, țineți-vă bine, pesediști, care ați criticat în campania electorală, de tip Legoland. Da, diferența este că eu am făcut o scrisoare de intenție către Lego,
care poate fi susținută în continuare și sper ca primăria Piatra Neamț să facă asta, în sensul în care Lego, compania Lego, să investească ei aici. Nu să cheltuiesc eu bani de la buget ca să fac un parc Lego, pentru că costurile sunt foarte mari. Dar dacă Consiliul Județean își permite, este foarte bine. Prețul e undeva la 60 de milioane de euro. Orice lucru făcut e bine făcut atâta timp cât contribuie la îmbunătățirea vieții celor din județul Neamț. Să spunem că în momentul acesta avem două, deci e acest studiu lansat și mai avem încă vreo 19 milioane, 20, nu mai țin minte cât, 21, pentru studiu de fezabilitate la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Deci ne apropiem de 25 de milioane studii de fezabilitate la două proiecte, ceea ce nu poate decât să mă umple de bucurie. Am mai cheltuit încă 3 milioane jumate pe Lățcani. Dar de euro. De euro. Ca să fim... Dar în același timp nu am fost în stare să finalizăm, pentru că nu ne-au mai ajuns banii. N-au reușit cei de la Fundația Dăruiește Viață să strângă destui bani pentru ATI-ul de la spital. Adică pe o parte cheltuim bani, pe altă parte nu avem bani pentru lucruri mărunte. Și pe de altă parte nu acceptăm bani care vin de la firme private care au pus o singură condiție. Bă, băieți, eu vă dau niște bani, 200-300 de mii de euro pentru spital, dar am o condiție. Vi dau prin Ministerul Finanțelor ca să existe o urmă. Ca să fim siguri că îi cheltuiți voi, dându-i prin Ministerul Finanțelor, exista posibilitatea unui control cât de cât. Și uite așa, s-au refuzat banii ăia, că au zis, dar nu, ne dați nouă, direct. Da, bun, acum depinde și de mecanismele care sunt practicate și fiecare fundație, asociație. Dar și... nu, dar nu era vorba de asociație, era vorba de Consiliul... Povestea Consiliul Județean. Da, deci, nu, păi, inițial s-au dat la spital, la Consiliul Județean, după aia s-a cerut să fie mutat, să fie dat la spital. Putem să ne distrăm un pic? Vă rog. După ce a fost celebra ședință extraordinară a Consiliului Județean Neamț, cu acea modificare în proiectul de asociere cu Dăruiește Viață, făcută la inițiativa directorului spitalului în numele asociației, un consilier județean a întrebat normal, doamne, de ce schimbăm noi? De ce modificăm din donație în sponsorizare? Și a venit răspunsul imediat, competent și la obiect al doamnei secretar general. Care a spus așa, domnule președinte, spune eu despre ce e vorba. Știți la școală cum era când vrei să cineva punea întrebare profesorul și unul din clasă, erau doi, trei în clasă care tot timpul erau cu una pe sus, spuneau, domnul, tovarășa, eu. Cam așa. Eu vă spun eu despre ce este vorba. Este la cererea spitalului pentru că cei de la Dăruiește Viață trebuiau să-și deducă fiscal cheltuielile. Domnii care erau în sală au fost toți perfect mulțumiți cu explicația asta. Nimeni nu și-a pus întrebarea. Cum își deduce fiscal cheltuielile o asociație non-profit? Adică niște chestiuni de genul ăsta. O chestie de doi bani. Concluzia este că nu e bine și... nici cu Dăruiește Viață, nimic nu funcționează. Păi deci, nu, că să... e o prostie, cei de la Dăruiește Viață au spus, e o prostie, noi nu deducem chestia asta, că noi suntem asociație, e o prostie. Noi n-am cerut așa ceva din cauza asta. Și după ședință, noi am scris, bineînțeles, și după ședință sună un consilier județean. Și spune, domnul reporter, ce dumneavoastră ați scris acolo în materialul ăla că acum celor din PSD și PNL s-au alăturat toți ceilalți consilieri județeani, inclusiv cei de la USR, poate mai puțin cel din plus. Zic, ok, și ce vă deranjează? Cum domnule, zice, eu mă așteptam acum să spună, domnule, noi am votat pentru că e o prostie ce spuneți dumneavoastră. Nu, e legal, e frumos. Așa. Nu, domnule, zice, dar de ce ai făcut dumneata diferență între cel din plus și cei din USR? Deci nu-l interesa fondul problemei. Pe el interesa căcăreaza lui de acolo, din partid. Adică, vezi, doamne, un reporter și-a permis să spună, doamne, ăla a fost altfel decât voi, că a votat, a ce întrebat. Cam asta e nivelul. Din păcate, politica se face cu oameni, totul se face cu oameni, nu cu roboți.
când o să robotizăm tot și vor dispărea aceste emoții inutile din fiecare zi, abia atunci lucrurile vor funcționa. Vă contrazic. Avem roboți în Consiliul Județean. Avem roboți în Consiliul Local. Avem roboți în toate consiliile. Depinde cum profilați dumneavoastră robotul. Robotul este acel personaj căruia îi se spune a la această hotărâre votez pentru sau împotrivă. Știți, șeful, băi, te-am programat când te-am pus pe listă. Noi am vorbit despre asta cu mult timp înainte. Vă spuneam de ce eu nu m-aș mai duce niciodată în Parlament, pentru că și acolo totul se face mecanic. Și fără a avea niciodată suportul, documentarea și argumente pentru ceea ce votezi. Asta este România. Asta este poporul. Trebuie să ne adaptăm sau să încercăm să corectăm ce se poate corecta. Dar nu putem arăta doar cu degetul, nu putem prezenta un scenariu sfârșitul lumii în România. Trebuie să salvăm ceea ce se mai poate salva. De acord cu dumneavoastră, ce se mai poate salva în România? Nu știu, măcar pentru generațiile care urmează. Eu consider că în momentul de față avem o clasă politică care exprimă foarte bine profilul alegătorului. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Nu putem spune că sunt vinovați doar ei. Sunt vinovați și cei care au trimis acolo în Parlament. Și sunt mai vinovați că nu-i trag de mânecă în fiecare zi. Prietene, tu mă reprezinți pe mine în Parlament. De ce votezi împotriva intereselor mele? Da, și sunt vinovați și cei care mă refer la interese sociale. Care au trimis în Parlament oameni prin neparticipare. Absolut. Absolut. Prin neparticipare. Adică în momentul în care nu te implici, nu ai dreptul să judeci, să-i judeci pe ceilalți. Bun. Acum, să luăm, mai avem câteva minute și am zis, haideți să vedem. Noi spuneam că prin luna lui septembrie-octombrie vom avea din nou probleme cu pandemia. Lucrurile se întâmplă. Nu discut acum, v-am spus, încă o dată, nu intru în polemicile. S-au depășit 2000 de cazuri pe zi. Avem peste 400 de internați în secțiile ATI. La o capacitate, la nivel național, rețineți, deci suntem la jumătatea capacității în momentul de față, în ATI. Dar la modul cum evoluează dinamica în care evoluează pandemia, valul 4, probabil că vom intra din nou într-o criză medicală. Credeți că de data asta vom fi pregătiți? Niciodată. Au învățat românii ceva? Păi domnul Bălănescu, românii, în fine, românii trebuie informați și educați. Dacă ai un guvern sau ai o clasă politică care nu reușește să-și impună respectul și să câștige încrederea populației, atunci vei avea haos. Românii ar trebui măcar fiecare în curtea lui să se gândească la el, la sănătatea lui, la familie și să ia măsurile care se impun. Dar atâta timp cât noi avem senator al României pe șoșoacă care se duce și în crize de țățisme și isterie, urlă să nu ne vaccinăm sau dacă vă vaccinați o să muriți. Adică lucrurile astea deja depășesc orice înțelegere. Iar dacă vorbim acum despre ce înseamnă sistemul de sănătate, păi eu am ministru al sănătății care pe criterii politice refuză să participe la convocarea primului ministru în ședință de guvern. Adică tu ești ministrul sănătății și nu te duci la 3 ședințe consecutive de guvern? Adică mi se pare așa, noaptea minții. Dom'le, politica e politică, lasă-i să se bată Câțu, Barna, Orban. Bagă-i într-o cameră să se certe. Drulă a renunțat atât de ușor la Ministerul Transporturilor care venea și ne explica că va avea realizări fabuloase în acest an pe zona de infrastructură rutieră. Adică, nu înțeleg, renunți la jumătatea drumului sau nici măcar la jumătatea drumului invocând niște neînțelegeri politice. Asta chiar că este lipsă de maturitate. Poate că 30 de ani de democrație au fost prea puțin. Ca să nu mai vorbim că sunt partide care n-au niciun fel de experiență politică, niciun fel de experiență administrativă.
Nu poți să refuzi să mergi fiind ministru în ședința de guvern. Nu ai voie să faci așa ceva. Pentru că e vorba de instituția primului ministru, nu de numele primului ministru. Un vizitator pe site îmi spune, la mine nu merge și atunci am primit în WhatsApp, ci că domnule Bălănescu, domnule Harbuz, ci că e adevărat că alegătorii trimit politicienii așa, dar avem o clasă politică care de 30 de ani s-a luptat ca să formeze acești alegători. Absolut. Deci s-a luptat. I-a format. I-a format în sensul în care pot fi ușor de manipulat. Deci. Manipulați, cumpărați. Să nu uităm că până acum câțiva ani, în alegeri, primul lucru care te întreba un alegător la țară era, dar mie ce-mi dai? Mie ce-mi dai. Da, despre asta vorbim. Adică se mulțumea cu un kilogram de zahăr și o sticlă de ulei, dar le plătea de 10 ori în 4 ani de zile și nu știa că de fapt și alea sunt cumpărate tot pe banii lor. Da. Vorba celui care ne urmărește, au fost pregătiți să fie așa. Sau poate avem și o genă. Da. Cum vi se pare decizia asta să facem școală fizic până la 6 la mie? Bun, aici cred că este un studiu combinat medical cu o strategie a celor de la Ministerul Învățământului. Nu știu care sunt argumentele și nici nu vreau eu să mă dau acum deștept să spun că am înțeles această abordare. Dar probabil că totul este făcut pe statistici, pe simulări. Adică nu cred eu că s-a stabilit așa arbitrar, hai punem 6 la mie. Eu mă îndoiesc. E vorba probabil și de nivelul de infestare al copiilor, de numărul de cazuri la copii, de ceea ce înseamnă rezistența la boală, imunitatea copiilor. Cred că se raportează, nu știu acum care este numărul de vaccinări proporțional de numărul total care s-a făcut la copii, pentru că au fost foarte mulți copii vaccinați în ultima perioadă. Ați fost candidat pentru primăria Piatra Neamț, ați venit cu program și o parte din program se referea la chestiuni sociale punctuale. Absolut. De o săptămână, de fapt de două săptămâni, tot încercăm ceva și încă n-am primit răspunsul, probabil că se lucrează. DSP Neamț a trimis o adresă către toate, cum se cheamă, cabinetele școlare din... Câte sunt. Azi așa. Vă rugăm să ne spuneți dacă îndepliniți condițiile minimale pentru a putea face vaccinare. Acolo începe școala, dacă părinții vor, dacă sunt cazuri. Bă, dacă mă întrebați pe mine, din cabinetele școlare foarte puține pot face. Nici un cabinet da, dar să școlar. Știți că nu au condiții. Nu au condiții. Întrebarea este... Doctorul își asumă o răspundere foarte mare. Corect. Dar și-o asumă până la un punct de unde trebuie de să intervină autoritățile pentru a crea condiții. Suntem în anul 2021. Dacă nu mă înșel eu, starea de urgență a fost declarată prima dată. Avem consilieri psihologici în școli. Unde? Niciunul. Dar într-un an și ceva... Partea de stomatologie în școli, cabinetele stomatologice. Vă rog, s-au făcut 4 cabinete la Piatra. Îmi tare curios ce se întâmplă acolo. Dar e altă poveste. Gândesc că stomatologie, că doar nu... Da, cu dinții. Ceva cu dinții. Pe acolo, danturi, chestii. Ideea este, dom'le, într-un an și ceva nu s-a gândit nimeni să spună, dom'le, cabinetele astea în care nu s-a investit nimic de 2 ani, ar trebui să facem lucruri, să punem un frigider din ăla mic. O să rezolve Agenția Națională de Investiții în Sănătate. Celebra agenție care... Păi nu, dacă a plecat USR-ul, cac, când se întoarce. Păi nu se întoarce. Se întoarce și o face. Deci nu, asta vreau să vă spun. La București se ceartă și împart puterea, se discută. Iar noi, pe plan local, în perioada asta... Știți ce e foarte, foarte periculos? Că nici măcar la București nu se mai discută. Se discute direct la Bruxelles. Sau în Germania, sau în Franța. Deci nu mai trecem oceanul. Nu, e prea departe. E prea departe. Dar, cum se cheamă aia, că am uitat care e râul care desparte... nici dincolo spre Moscova nu se mai... Nu, spre Moscova nici atât. De ce?
Acolo e mai multă stabilitate. V-am spus eu, noi vrem cu fundul două lundre. Și de-aia am ajuns unde am ajuns. Vrem și cu Moscova, vrem și cu Bruxelles, vrem și cu americanii, nu prea merge. Iar noi nu suntem în stare să respectăm niște reguli minore. Știți, România este în mic reprezentată de lucruri care se întâmplă. De exemplu, la Piatra Neamț putem vedea România în splendoarea ei, mergând de la magazinul acela mare, Carrefour, nu? Complexul acela, are și un magazin. Spre ieșirea spre Bicaz. Așa. Avem două luni și un pic de când acolo se lucrează. Acum s-a ajuns la așternut primul strat de covor asfaltic. Dacă te duci acolo, observ cu plăcere că se lucrează de la 11-12 până la 5-6. Probabil că până la 11 nu-i destul de cald afară ca să poți lucra. Dacă ai plăcerea să te duci, observ că dinspre Piatra Neamț intră mașinile fără nicio problemă. În partea elaltă este poliție. Că se creează blocaje, că nu mai au pe unde trece, și mai contează. Și nu era niciun blocaj. Eu am circulat ieri de 3 ori și era problemă și avem și filmare. Eu am fost și n-am. Avem și filmare. A, dumneavoastră vorbiți de acces de pe centură. Pe centură. De după ce n-am prin centru? Pentru că merg pe centură, că nimeni nu mi-a spus că nu se poate circula pe acolo. Eu cred că sunt semnalizat, nu e semnalizare acolo. Haideți după emisiune, facem o plimbare. Facem o plimbare. Eu chiar am întrebat și mi s-a spus că sunt semnalizat. La nivel de întrebări stăm am perfect. Înțeles. Așa. Oricum, o lună de zile s-a stat degeaba, pentru că nu și-a dat cineva seama că trebuie făcute niște planuri ca să poți face la niște cote construcția aia. După aceea au venit, s-au adunat și au zis, băieți, e ok, am pregătit totul, știți? Dar n-am scos bordurile, că așa e în plan. Domnule, ce vreți să subliniați? Vreau să subliniez. Că suntem un popor de proști. Pentru că acolo e prostie, la ce îmi spuneți dumneavoastră. Adică după aia am scos bordurile. Nu. Nu, este, nu știu. Am scos bordurile, prostie, am scos bordurile vechi care erau bune și le-am adus altele. Bun, cine aprecia că erau bune, cine aprecia că trebuie schimbat? Păi avem un studiu. Eu nu mă bag în studiile făcute pe zona asta de circulație, că acolo a însemnat să ne ciocnim asta de... Asta de circulație este un studiu probabil de structură. Deci ar însemna să ne ciocnim de niște lucruri care nu cred că e bine să dăm capul în ele. Pentru că acolo avem o societate, de fapt două, care fac cam toate chestiile astea la nivelul străzilor. Cel care are societatea este în comisia rutieră și este și expert pentru poliție când e nevoie de vreo expertiză. Policalificat. Deci policalificat. Mai sunt niște chestii care avea informații de colo și de colo ca să facă studiile, să le prezinte și să le pună pe SEAP de unde vine primăria și ea e o altă poveste. Dar e bine să lași la îndemâna unui om toate chestiile astea? Eu mă întreb unde e concurența, unde e competiția. Adică doar el s-a calificat întotdeauna să câștige aceste licitații. Se pare că așa se întâmplă. Și e specialist în toate. Deci, ăia se ceartă, ăia de la Bruxelles hotără sau de unde ori hotărâi ei Franța, Germania, iar noi pe plan local... De la un anumit nivel în sus, adică... Iar noi pe plan local, iarăși nu găsesc ce trebuie să arăt. Pe plan local suntem așa. Se dă și se ia pe plan local. E așa cum ne-am învățat și așa cum a fost orașul Piatra Neamț dintotdeauna. Nu e nimic nou. Gândiți-vă numai ce datorii are primăria și câți bani s-au rocat pe pereți. Despre ce vorbim? Da, aveți dreptate. Haideți să găsim un final care să nu mă caracterizeze pe mine. Sau să nu mă caracterizeze pe mine. Să mă caracterizeze pe mine. Consider că eu personal doresc să fiu implicat în continuare în ceea ce înseamnă viața orașului și a județului și n-am să cedez, motivul pentru care vin și la dumneavoastră în emisiune, pentru că îmi dați șansa să pot comunica ceea ce cred eu că trebuie comunicat. Avem nevoie de oameni să ne fie parteneri și nu mai vorbesc despre ceea ce înseamnă mesagerul de neamț, care mereu
atrage atenția, dar eu mă întreb cine citește și cine ia măsuri. De citit citesc unii, mai pun și prin niște... Doar mici... dacă sunt personajele așa. Cheie din articol. Da, da, dar mai citesc unii din când în când. Dar m-aș gândi la cei care au rol decizional sau la anumite instituții care ar trebui să facă ordine în zona asta. Da. Apropo de cine mai citește, eu zic să mai citească niște domni și cei care se ocupă de insolvențe pe la primărie, materialul de continuare cu baza hipică, în care apar niște lucruri interesante, chiar fundamentale, apropo de situația de acolo. Să mai citească niște domni despre neacreditarea spitalelor din neamț cu un A pus între ghirimele. Da? Ce se întâmplă în domeniul ăsta? S-ar putea să fie interesant, da? Un mic omagiu de la Mesagerul pentru pompierii care au fost în Grecia. Tânăr la Piatra Neamț, acel serial continuă cu Voluntar pentru o societate mai bună. Avem și speranțe, vă citesc doar începutul. Cu siguranță mulți dintre noi au auzit măcar o dată pe străzi, în autobuze sau în supermarket, una din replicile. Tineretul din ziua de azi nu mai e ce a fost. Sau cine o să ne mai plătească nouă pensia? Sau pe vremea mea exista respect? Și de aici vine o întreagă demonstrație că există și tineri care se implică și care ar trebui să reprezinte speranța noastră. Asta e motivul pentru care eu spun mereu să nu generalizăm. Pentru că da. Îi demotivăm pe cei puțini adevărat care se implică și care sunt responsabili. Avem și omul săptămânii, doamna Carmen Elena Anastasă de la Carmen Seculare, pentru că a dovedit că se pricepe cu prisosință la dirijat. Deci este dirijor, avem și o poză, a fost un fel de spectacol în centru cu o filarmonică bună, dar la final șeful de la filarmonică, după ce a mulțumit domnului Arsene pentru bani, pentru asta, implicare și a invitat-o pe doamna Carmen Stase să dirigeze o piesă. Și dânsa s-a dus și a dirijat. A fost chiar apoteotic momentul, noi l-am imortalizat și ne bucurăm. Dovedește clare calități de dirijor și asta s-a văzut și în discuțiile cu consilierii județeni pe care i-a convins de necesitatea proiectelor de la Carmen Seculare. Și mai avem și altele, de exemplu, vă invităm să știți, Aneleurile care ne doare. Este o mică bărfuliță, ca să spunem așa, dar adevărată. Mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Vă așteptăm cu drag să vă implicați în emisiuni. În altă rest, unde vă mai implicați, dar în emisiuni vă așteptăm cu drag. Și pe noile formate pe care le pregătim, mai ales că am auzit că trebuie să mergem la CNA să spunem sărut mâna. Sărut mâna telespectatorilor. Nu cred că vom ajunge să spunem sărut mâna la CNA, chiar dacă sunt materiale video în online, sigur nu se va întâmpla asta, pentru că nu poate fi adoptată o politică națională care să contravină politicilor, companiilor. Atunci, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, eu o să fac o emisiune, pe vremuri am avut fără cravată, acum cafeaua dimineață, o să fac o emisiune care se va chema Bătălia de la Crecy. Și o să pun și semnul distinctiv al englezilor după bătălia respectivă, nu știu dacă știți. Nu. Francezi, cred că Crecy, sper să nu... O bătălie între francezi și englezi, Crecy, cred că, sau ceva de genul ăsta. Înainte de... Deci francezii obișnuiau atunci, când luau prizonieri englezi, să le taie degetul ăsta. De ce? Ca să nu mai poată trage cu arcul. Englezii erau foarte buni arcași. Au câștigat englezii bătălia și după... Înțeleg că noi, poporul și după, român, suntem un popor de arcași. Așcași. Și după bătălie le-au arătat francezilor că au încă degetul. O să fac și eu o emisiune despre cu asta. Bătălia de la Crecy, sper că e de acolo, și pun și semnul distinctiv pentru cei care vor să controleze emisiunile online. Semnalizăm pozitiv. Da, pozitiv va fi, că nu negativ. Pozitiv. Pozitiv. Vă mulțumesc tare mult. Vă dorim cele bune, numai bine.